Polițiștii gorjeni au depistat în ultimele 24 de ore un număr mare de infracțiuni rutiere. Aceștia au surprins în trafic mai multe persoane conducând sub influența băuturilor alcoolice, dar și fără a deține permis de conducere. În ultimele 24 de ore, polițiștii gorjeni au constatat 6 infracțiuni la nivelul circulației rutiere, dintre care 3 infracțiuni pentru conducerea sub influența alcoolului, 2 infracțiuni de conducere fără a poseda permis de conducere și o infracțiune pentru încredințarea unui autovehicul spre a fi condus unei persoane care nu posedă permis de conducere. Unul dintre conducătorii auto surprinși în trafic de către polițiștii biroului rutier, care aparține poliției municipiului Târgu Jiu, consumase băuturi alcoolice după care a decis să urce la volan. Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat pe strada Luncilor din comuna Bălești, circulând cu un autoturism, deși nu avea permis de conducere pentru nicio categorie, fiind implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest și numică le-a fost mirarea oamenilor legii, când alcoolemia rezultată a fost de 0,72 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Mașina condusă de bărbat aparține unei tinere în vârstă de 21 de ani din municipiul Târgu Jiu. Polițiștii au întocmit dosar penal atât sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere și sub influența alcoolului, cât și pentru încredințarea unui autovehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere. Un alt șofer în vârstă de 43 de ani din comuna Aninoasa a fost identificat pe raza comunei Săulești conducând un autoturism sub influența băuturilor alcoolice de către polițiștii din cadrul serviciului rutier împreună cu polițiștii din cadrul secției de poliție Târgu Cărbunești. Concentrația de alcool pur în aerul expirat rezultată în urma testării cu aparatul etilotest a fost de 0,44 mg per litru și în acest caz a fost deschis un dosar penal. Și un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost surprins de polițiști în timp ce se îndrepta către comuna Prigoria conducând fără a deține permis de conducere. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere. Un tânăr în vârstă de doar 21 de ani din comuna Ionești s-a ales și el cu dosar penal după ce a fost prins de polițiștii din cadrul poliției orașului Turceni, conducând sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest în urma verificării, rezultând o concentrație de 0,62 mg per litru alcool pur în aerul expirat.